Nevoie te învață tot. Nevoia, ce înseamnă? Te-ai trezit, te-ai reîncarnat, da? Dintr-o lume în altă lume, ai sărit, bun. Te-ai trezit, spiritual. Te-ai trezit, ce înseamnă? Nu înțelegi unde ești, că nu te trezești niciodată acolo. Și începe nebunia. Idei nu ai despre ce e vorba, da? Și cauți, și înțelegi, și asculți alții cum se descurcă, și găsești, mai citești ceva, mai răsfoiești în YouTube, mai, da? Toate blocajele artistice din organism, toate bolile, da? Sunt un fel de rezultatul luptelor energetice, de schimb energetic. N-ai știut, înveți. Justice. Așa. Care se dărâmă, se prăbușește. Curaj, am mai zis, primești programele, cadouri, da? Te trezici și simți, auzi, vezi, înțelegi dinăuntru tău, din afară, o să primești cadouțe și tu le aștepți cadouțelor. Cadouțele sunt astea. Să înveți cum să lucrezi cu energiile, să înveți cum să te aperi, să înveți cum să trimiți înapoi dacă nu e al tău, să înveți, da? Toate să beliefs, am mai zis, toate să nu mai e așa ceva, dar ca să zici că nu mai e așa ceva, despachetezi cadourile din moș strămoș primite și lucrezi cu ele, da? Până se dizolvă și trebuie să-ți placă. Trebuie să-ți placă, acolo ești. Tot ce te deranjează în organism, am mai zis, se transformă organismul. Da. Și ai și în paralel cadoul de demult, da. Și din curiozitate, dintr-o durere mare din organism, da, care o simți și nu înțelegi ce-i cu asta, de unde vine, și imediat, a, păi lasă că-i cu bătrânețe, a, păi lasă că-i cu așa, e ereditare, nu știu ce, beliefs, da? Sunt energii, stopări energetice, trebuie desfăcut, e ca și cum obișnuiește-te. Da, e ușor de zis, nu-ți fie frică, să ai curaj, să lucrezi cu energiile, să lucrezi cu energiile vii, moarte, da? Cum era în povestea, ca să învie nu știu pe cine, a adus apă moartă într-o cană și într-o cană a adus apă vie, da? Energiile vii, moarte, da? Toate felurile. Și ești cât de cât citav citavă, da? La ale tale, și cu cât mai citav citavă ești susținut divin, foarte puternic, nu trece nimeni de paza divină, da? Nu ți se întâmplă nimic. Dar e un fel de nu ți se întâmplă nimic, dar tu simți în tine că nu ești nesimțit, nesimțită, da? Acolo scârție, aici scârție, acolo scârție. Și trebuie să faci ceva.
Da? E ceva organic, normal, ajungi la înțelesul ăsta, e ca și cum ai respira, e ca și cum ai mânca, e ca și cum ai face duș, e ca și cum ai merge la baie, e ca și cum e ceva normal, da? Îți verifici, îți scanezi organismul de fiecare dată când ți aduce aminte de el, dragul de el, organismul care te ține, care te poartă, care te duce, te aduce, ai toate simțurile, da? Așa? Și ai grija lui, da? Că și el are grija ta, acolo ești, acolo ești. Și înveți după programelele vechi, da? E, am mai zis, la bază e ceva și după aia trece în ceva nou, da? Un fel de nu ești lăsat, te-ai reîncarnat la vârsta asta, da? Te-ai reîncarnat la vârsta asta, nu de copil mic, am mai zis. Organismul se transformă, dar până se transformă, tu te reîncarnezi în așa ceva care, da? Simte, doare, nu prea înțelege, aici nu e prea deschis, da? Și se transformă pe parcurs și tu ajuți. Da? Cam despre asta e învățăturile de pe timpuri, da? Le aplici, le înțelegi, le înveți și după aia mergi mai departe. Noroc cu aia care s-au ocupat înainte să se întâmple săritura cuantică, deja știau cât de cât despre ce se și cum e, da? Și dacă omul nu înțelegea ceva și nu, nici cum nu se lăsa de prostioare, sare mai departe acum și intră în transformare, da? Este îi agățat într-o situație și nu-i dă de capăt, da? Până nu înțelege despre ce îi, cum îi și, da? Luptă cu balaurii dinăuntru său și iese la un mal. Fiecare trece prin așa, fiecare, da? Încă o dată, noroc de aia care cât de cât au știut despre ce e vorba. Ce înseamnă? Adică cât de cât, să știi cât de cât. Tot ai citit o poveste în copilărie, tot știi cât de cât despre Păt frumos din lacrimă sau zmăul care nu știu cum și nu știu ce. Bun, asta vreau să zic. Și înveți să lucrezi cu apa, pământul, focul, aerul. Începi să înțelegi că începe să te asculte, nu atât te ascultă cât te place, se joacă cu tine. E un fel de schimb energetic cu ceea ce înțelegi tu că te ajută și lucrează cu tine. Dacă faci ceva, te inspiră, ai văzut ceva și te inspiră și faci un fel de la fel, nu e la fel. Cum faci tu, nu faci nimeni, chiar dacă e, domnule, înveți, da, cum a făcut, a prins lumânarea, după aia ce a zis, a șoptit ceva, după aia ce a zis, da? Și imediat îți apare că a copiat, că a nu știu ce, nu. Cum ai aprins-o tu? Nu o să o aprindă nimeni, e la detaliu. Cum ai zis tu, nu o să zică nimeni. Niciodată nu o să ți se pună în cârcă că ai luat de la cineva ceva, da? E colectiv și nu e a tău. Ideile, încă o dată, toate ideile nu sunt ale tale și totuși sunt ale tale. Înțelegi unde ești? Ești la mijloc. Niciodată nu o să deschizi gura când ai o țără de minte să zici, mi-a luat ideea, dar cine a zis? Dar cine a făcut asta la... A făcut fix ca mine. Foarte bine că a făcut fix ca tine. Înseamnă că împărtășește cu tine una alta. Adică faceți un pământ sănătos.
Nu mai e, e al meu, e numai eu știu, nu. Tu n-ai putut să știi despre așa ceva până cineva n-a stat în zombie mod, să zicem. Nu poți să știi cum merg lucrurile, sunt așa, întortocheat, nu știi, nu știi. Nu poți să spui, asta e doar eu, m-am trezit într-o dimineață. Tu te-ai trezit într-o dimineață cu gândul acesta minunat, tu ai luat Nobel la nu știu ce, tu nu știu ce carte, vezi, Doamne, ai scris, pentru că lumea din jur a contribuit la așa ceva. În orice mod era, nu contează, da? Nu ți aparține, asta înseamnă colectiv, să înțelegi unde ești. Acolo e egoul unde se zbate și se. Și cu toate astea ești acolo și cu toate astea ești unic. Da? Ca tine nu e nimeni. Ai înțeles unde ești? Da, bine. Că cineva, că undeva, că e cineva e mai deștept, altul e mai prost, că cineva e. Acolo e și dacă nu era unul mai prost, tu nu erai mai deștept și invers, și nu creșteai și nu. Legate, e superb când începi să înțelegi unde ești și despre ce e vorba, niciodată nu o să ți se deschidă gura într-un fel. De aia, la început când sari, e un fel de, când te reîncarnezi, te trezește, ai deschis ochii și încep să înțelegi ce e cu tine, cât de cât, sau nu înțelegi deloc. Mi-a sărit gândul. Da, ceva legat cu. Acolo e. E super. Înveți din toate. Cât i s-a prins o lumânare, cât i s-a șoptești ceva. Și asta ziceam la început. Dar ce mare lucru, dar nici nu o aprind. Da? Și să vezi cum ți se eliberează ceva, ți se lămuresc, e un fel de o părticică a ta divină care n-ai acceptat-o din moș strămoș, da? Părticica ta divină care făcea lucrul ăsta, da? Asculta ghiocul, că se uita în ghioc, da? Că aprindea o lumnărică. Și așa mai departe, din astea. Și tu sari, vezi, Doamne, performanță și eu am sărit în vibrații înalte și, da? Și părticica aia divină a ta care, datorită ei, ai trecut cu brio, să zicem, sau ai făcut quantum leap, n-ai să știi. Ce puternic acolo. N-ai să știi niciodată, da? Copacul neamului, eu așa îi zic. Și tot legat, tot ce e legat de tine, de energia ta. E un fel de dar divin care e puterea care ai avut-o dintotdeauna, susținerea divină ai avut-o. De mic copil ai fost cel mai iubit dintre pământeni, da? Păzit, iubită, păzit, iubit de divin. Da? Și ție ți-e greu să aprinzi o lumnărică acolo, da? Să picuri un pic de ceară și să vezi cum făceau străbunii tăi, au făcut ce au făcut ca tu să ajungi acum să te bucuri de pământul ăsta minunat, să te bucuri de apa, da? Curată de focul zbanghiu de. Da? Să respiri. Toate ți-au fost lăsate, cât de transformate și curate și aduse la și purificate cât au putut. Cine a putut? Și. Da? Acolo ești.